Bun găsit, dragii mei, să avem o zi magică și o lună magică, horoscopul pentru data de 1 iulie 2021. Sper că toate sunt bune în viețile voastre, dacă nu sunt, încercați să le faceți să fie pe toate, pentru că sunteți creatori puternici, pentru că sunteți magici și pentru că oricât de tare ar fi furtuna din viețile voastre, oricând poate să răsară soarele și oricum după ploaie vine soare, și bineînțeles, după ploaie apare și curcubeul. Mulțumesc că sunteți aici alături înainte de orice. Mulțumesc că mă urmăriți tot timpul pentru încrederea voastră, pentru like, share, subscribe. Dacă mă urmărești de mult sau dacă e prima oară când intri pe canalul meu și nu ai apăsat încă butonul subscribe sau acum ai intrat și vrei să faci lucrul acesta, este acel clopoțel pe care puteți apăsa pentru a fi la curent cu toate informațiile pe care eu le ofer aici pentru voi cu mare drag. Sunt informații din tot sufletul meu către voi, informații care sper să vă ajute și care sper să vă ghideze cât mai bine, dar nu uităm că acesta este un horoscop general. Like, share, subscribe, vă mulțumesc tare mult și dacă vă doriți astrograme personalizate, vă aștept cu mare drag la cabinet sau prin sesiune prin telefon, fie Zoom, fie pe WhatsApp, apel video sau pur și simplu o convorbire la telefon fără să ne vedem, pentru că mulți conduc în timp ce avem sesiunea sau fac alte lucruri și nu neapărat doresc să ne vedem. Da, voi mă cunoașteți și mă vedeți, adică cei care mă știți, mă știți. Și cei care aveți și simțiți că este timpul să lucrați cu mine, cu siguranță, când este momentul și timpul potrivit, cu siguranță se va întâmpla asta. Am să vă extrag și un mesaj. Nu uitați să ascultați și horoscopul lunii, da, pentru că a apărut și horoscopul lunii, iulie. Avem și carduri magice pentru luna iulie. Acolo v-am extras și câte o poezioară, v-am extras și câte un card cu un mesaj pentru fiecare zodie. Și bineînțeles, nu uitați că avem toate clipurile cu ritualuri de la lună plină și lună nouă. Ritualuri și clipuri pe care cu mare iubire le fac pentru voi și îmi doresc ca informația să vă ajute. Cel puțin până acum feedback-urile au fost foarte bune în privința ritualurilor. Și în general, mesajul acestei zile spune așa: sunt într-o călătorie nesfârșită prin veșnicie. Ziua de azi este un moment foarte captivant din viața mea. Mă aflu într-o minunată aventură și nu voi mai trece vreodată prin această experiență anume. Într-adevăr, fiecare zi este unică, fiecare zi este importantă, pentru că fiecare zi ne ajută pe noi să creștem. Ziua de astăzi este un moment important, este un moment magic. Nu uita să zâmbești și nu uita să găsești înțelepciune în absolut tot ceea ce ți se întâmplă. Avem nevoie de toate experiențele prin care trecem, chiar și când plângem, chiar și când suferim, chiar și când pierdem pe cineva. Avem nevoie să înțelegem niște lucruri și atunci avem aceste experiențe. În cele din urmă, totul este frumos și magic și luminos. Ok, ăsta a fost mesajul zilei, un mesaj foarte puternic, care ne amintește că suntem într-o călătorie magică aici pe pământ și haideți să vedem cum se aliniază astăzi, 1 iulie, steluțele pentru voi, pentru fiecare zodie în parte. Și începem cu berbecul. Mare parte din zi aveți foarte multe emoții. Chiar dacă astăzi luna va intra în semnul vostru, voi totuși aveți tot felul de gânduri către trecut. Vă gândiți la anumite situații pe care n-ați putut să le controlați. Aveți și energie să mergeți mai departe, dar sunteți așa cu un picior în spate și unul în față. Este timpul să faceți următorul pas și să continuați. Nu vă gândiți prea mult la trecut astăzi, continuați-vă călătoria și continuați să sperați și să faceți ce e mai bine pentru voi. Astăzi sunt niște momente foarte interesante, captivante și ar spune că veți găsi și soluții pe multe din sectoarele vieții voastre. Taur. Nativii Taur reușesc să-și acorde mai mult timp. Aveți nevoie de solitudine pentru a înțelege niște lucruri, aveți nevoie de timp pentru sufletele voastre și aveți nevoie astăzi să aveți o discuție pe care ați tot amânat-o. Discuție cu frații, surorile, vecinii sau ceva persoane importante, unchi, verișori, mătuși. Aceste discuții poate au la bază o succesiune, o împărtășire a unor lucruri, cine știe ce aveți voi de împărțit sau de cumva ajuns la un numitor comun. Este important să ajungeți la un numitor comun, dar nu uitați să nu vă certați, să nu fiți în conflict.
Gemeni. Nativii gemeni au idei foarte bune și aș spune că astăzi aveți așa o conexiune cu o sursă, cu un robinet al abundenței și al ideilor care vă vor conduce către abundență. Aveți încredere în ideile voastre, cumva ele vin de sus, nu le prea puteți controla, doar vă puteți bucura de aceste idei și doar vă puteți bucura de tot ceea ce se întâmplă astăzi în viața voastră. Idei, creativitate, speranță, optimism și ar spune că veți fi surprinși și poate chiar de partenerii voștri. Rac. Racii sunt mult mai încrezători în forțele proprii, aveți un plan ascuns, poate că doriți să faceți o surpriză cuiva, poate că doriți să faceți niște lucruri indiferent, niște gesturi prin care să ajutați, să vă arătați aprecierea, să vă arătați iubirea, să vă arătați sentimentele. Dacă veți fi ușor respinși sau poate că nu veți fi atât de apreciați cum vă așteptați, gândiți-vă că fiecare are un alt punct de vedere și că poate nu e cazul să faci presupuneri, fiecare apreciază în felul lui. Nu te pripi să tragi concluzii greșite. Fă ceea ce simți și bucură-te de faptul că tu ai făcut lucrul ăla, nu de felul în care se reacționează la acțiunea ta. Leu. Leii se pot îndrăgosti sau își pot atrage o persoană care, nu știu, să vină așa cu chef de viață, cu chef de a trăi, cu pasiune. Puteți să atrageți persoana potrivită, puteți să atrageți în acest moment al vieții voastre, desigur, puteți să atrageți niște experiențe care să vă scoată așa dintr-o plictiseală, din rutină. Aveți nevoie să faceți astăzi mici lucruri, că tot este început de lună, să faceți acele lucruri care să vă aducă așa entuziasm. Astăzi vă puteți îndrăgosti de voi, de viață și să știți că veți învăța niște lucruri noi, foarte interesante, captivante, veți învăța niște lucruri noi pe care le veți da și voi mai departe, adică dacă eu învăț ceva să mai învețe și altul. Fecioară. Fecioarele nu se simt astăzi foarte bine, din anumite puncte de vedere aș spune că una albă, una neagră. Încercați și voi să vă păstrați optimismul și să vă duceți toată energia către lucrurile bune. Da? Deci avem energie și contează foarte mult încotro o direcționăm. Contează foarte mult ce facem noi cu această energie. Este o săptămână foarte... Este o zi, pardon. Este și o săptămână interesantă, dar este o zi în care sunteți împinse de la spate să spuneți niște lucruri, poate chiar rudelor, poate familiei, poate multor persoane din jurul vostru. Atenție cum livrați anumite mesaje. Balanță. Nativii balanță sunt destul de cuceritori astăzi la locul de muncă. Veți cuceri șefii, veți cuceri clienții, veți cuceri colegii, veți cuceri pe toată lumea prin ideile voastre îndrăznețe și prin atitudinea de învingători. Astăzi puteți chiar să dovediți că puteți fi bun lider. Poate chiar să vi se ofere în cadrul unui proiect, să vi se oferă mari responsabilități sau responsabilități mai mari decât vă așteptați voi că vă pot fi înmânate. Păi dacă sunteți muncitori, dacă sunteți grijulii, dacă aduceți echilibru și pace și armonie și creșteți, evoluați, bineînțeles că vi se oferă și mai multă putere. Mare atenție ce faceți cu această putere, bucurați-vă de ea, o meritați, puteți să-i conduceți pe ceilalți către succes și astăzi veți dovedi asta. Scorpion. Această zi, începutul lunii, această zi este pentru voi cu multe tentații. Multe tentații și în iubire și pe partea financiară. Voi vă faceți astăzi planul pentru toată luna și de vacanțe și ce vreți să munciți, cât vreți să vă dedicați muncii, cât vreți să creșteți, cum vreți voi să stați la finalul acestei luni. Cumva să setați foarte multe lucruri. Nu e lună nouă, dar voi setați ca și cum ar fi o lună nouă. Contează foarte mult atitudinea pe care o aveți astăzi în anumite discuții și în anumite relații, special în parteneriatele voastre de lucru, de muncă, pentru că dacă aveți o atitudine arogantă, lucrurile nu or să fie chiar așa cum vă așteptați voi. Mai mult pe prietenie și să fiți umăr la umăr, nu vă urcați acolo pe o treaptă mai înaltă decât e cazul.
Săgetător. Nativii săgetători reușesc și acasă, dar și la locul de muncă să aducă echilibru. Nu este ușor. Astăzi să fiți în echilibru și să le faceți pe toate până la finalul zilei, și muncă, și casă, și copii, și grădină, și timp pentru voi, și să mai studiați, și să mai creșteți, și să mai evoluați, este ușor copleșitor. Adică nu reușiți foarte adică nu reușiți așa gata, merg ca unse lucrurile. Aveți niște blocaj, dar aș spune că veți cere ajutorul partenerilor și le veți face foarte bine. Partenerul de viață, de muncă sau partenera de viață, de muncă, mama, tata, cineva pe acolo o să vă ajute și le veți face, da? Așa, cu o mică strângere de inimă. Capricorn. Capricornul astăzi este încruntat așa în anumite situații, încercați să nu mai fiți supărați și să vedeți voi părțile bune. Într-adevăr, cineva aduce o supărare, vă pricinuiește așa puțină supărare, poate că ați avut încredere în cine nu trebuia, poate că ar fi bine să verificați voi de mai multe ori înainte de a lăsa în seama alte persoane să facă niște lucruri. Și acasă, dar și la muncă. Vă dați voi seama că cele mai bune lucruri sunt acelea făcute de voi. Asta nu este o chestie de aroganță, ci este o chestie de responsabilitate, disciplină. În această zi vă gândiți destul de mult la o plecare, poate chiar să plecați pe undeva în zilele următoare și astăzi plănuiți această plecare, faceți voi așa acolo ultimele planificări, faceți itinerariu sau intrați și vă luați o noapte de cazare, de hotel, de pensiune, de vă faceți acolo voi un itinerariu și vă pregătiți astăzi pentru ceva momente de relaxare. Vărsător. Nativii vărsător sunt suspendați în anumite sectoare ale vieții, da? Sunteți acolo cu cartonaș roșu pentru că ați reacționat mai puțin bine în anumite situații. Voi v-ați supărat, dar voi sunteți cei care ați greșit. Poate că nu vrei să recunoști celuilalt că ai greșit, dar măcar recunoaște-ți ție că nu ești perfect. Ce să vezi, nimeni nu este perfect, nici eu, nici nimeni. Nimeni din cei care ne ascultă nu sunt niciunul perfect. Toți avem și părți foarte bune, dar și părți pe care avem nevoie să le înțelegem, să le acceptăm. Sunt părți din noi, nu să fugim de ele sau să ne ascundem. Sunteți supărați pe alții, dar de fapt sunteți supărați pe voi. Astăzi aș spune că veți avea niște concluzii și chiar niște revelații și aș spune că atingeți niște limite cu tot ce înseamnă partea asta de orgoliu și mândrie. Lăsați-le deoparte că nu vă ajută la nimic. Pești. Pentru pești, 1 iulie vine cu destul de multă agitație, aglomerație, în special pe zona financiară. Poate că vi s-a promis un bonus, poate că primiți un bonus, dar oricum cheltuielile sunt destul de mari. Vin bani, dar și pleacă bani astăzi, așa, de la începutul lunii. O sumă vine, o sumă pleacă, una vine, una pleacă, deci se întâmplă o mulțime de lucruri și se întâmplă o mulțime de situații care, pe care nu le prea puteți stăpâni. Cheltuielile nu le stăpâniți, bine, veniturile, dacă sunt în creștere, minunat, că v-am spus, vin bani, dar și pleacă bani. Nu vă mai gândiți la lucrurile negative din viața voastră și nu vă mai gândiți la ce nu doriți să atrageți, pentru că fix aceea veți atrage, ce respingi, acel lucru îl atrage. Să aveți o zi magică,